Dragilor, salutare, bună dimineața, este 4 și jumătate dimineața. Eu m-am trezit, m-am pregătit, m-am aranjat, mă duc să îl trezesc pe Filip și să îl trezesc și pe Rareș, pentru că în această dimineață plecăm undeva unde eu n-am mai fost niciodată, nici Rareș n-a mai fost să viziteze, dar am mai trecut pe acolo. Dar astăzi plecăm la Sibiu. Mă bucur super, super, super mult pentru că îmi doresc foarte mult să ajung acolo. Vă mai spun eu pe parcurs ce și cum. Însă ne apucăm de făcut încălzirea în pardoseală la casă. Și mergem să cumpărăm de acolo polistiren. O să vă spun Rareș mai bine pentru că eu nu mă pricep. Dar plecăm să cumpărăm de acolo polistirenul. Și ne-am gândit noi așa să ne luăm și o noapte cazare acolo, pentru că eu îmi doresc de foarte mult timp să ajung în Sibiu și n-am reușit să ajungem, așa că dacă tot avem drum acolo, vrem să profităm. M-am îmbrăcat, trebuie să-mi încheie Rareșa, am aici un usturel, mi-am luat bluzița aceasta de la Corina, de la Zara, mi-am luat o fustă și niște ciorapi, m-am terminat de machiat și îmi închid borseta ca să o iau la mine. Am făcut aseară bagajul. Ieri toată ziua am făcut curățenie și de asta nici nu am filmat. Adică am filmat, dar prea puțin și o să fac cu vlogul. O să fac un vlog cu ce am filmat ieri, cu ziua în care mă voi întoarce. Miercuri ne întoarcem, dar cred că cu joi voi combina. Și nu am... Am vrut foarte mult să rămână curat în casă, știți, obsesia mea pentru curățenie atunci când plec de acasă să rămână tot curat. Așa s-a și întâmplat, în baie n-am mai apucat să fac curat, dar în rest e foarte ok. Centrala noastră de ieri dimineață dă niște semne că se strică. O să vedem când ne întoarcem ce și cum, eventual o să vorbim cu proprietarul nostru să vedem ce facem în cazul în care chiar se întâmplă asta. Dar să vedem ce și cum. Bun, acum mă duc să-l trezesc pe Filip, mititelul de el. El e foarte entuziasmat că merge la Sibiu. Doar că nu știu cât de entuziasmat va fi când îl voi trezi. Și eu m-am trezit foarte greu, mi-era super somn. Ne culcasem pe la 1 și ceva și la 4 a sunat alarma. Mă duc să îl pregătesc și pe Filip și ne vedem mai târziu. Mi-a fost mai ușor să-l trezesc pe Filip decât să-l trezesc pe Rareș. Didică! Hei! Ia uite aici! La Sibiu! La Sibiu? Și vrei să mergi la Sibiu? Da! Of, hai să te schimbi, mami! Hai să te schimbi ca să mergem, de acord? E noapte, da! Da! Nani! Oh, să vă-ți ai nani! Nu avem ce să facem, iubitul, trebuie să plecăm acum ca să ajungem mâine de vreme, da? Da. Și o să mai facem nani acolo la amiază, de acord? Da. Mergem? Da. Ai, ești somnoros? Noi am ieșit, suntem în fața blocului. Filip cu Rareș s-au dus să ducă gunoiul pentru că aveam gunoi și nu l-am lăsat în casă. Și plecăm. Filip a fost foarte entuziasmat. O să doarmă pe drum, cu siguranță. Oricum o să doarmă. Așa că ne vedem mai târzișor. O să ne oprim să luăm o cafea, dar mai încolo. Și mergem pe lacul roșu. Deci, traseul nu e foarte ușor. Sper să fie totul bine. Eu am observat că lui Filip este puțin rău în curbe. Așa că sper să fie totul bine. Noi am plecat, este 5 fără 4 minute. Inițial am zis că plecăm undeva în jur de ora 6, dar apoi am zis că ar fi cam târziu să ne trezim la ora 6, așa cum am zis. E târziu să ne trezim la ora 6 și să plecăm cine știe când. Filip cu Rareș s-au dus să scoată niște bani, vin acum. Așa că am pus alarma la 4 și numai bine că la 5 deja suntem plecați de acasă. Filip, mami, bună dimineața! Ce faci, puiule? Unde te duci? La Sibiu! La Sibiu! Ți-ai luat și ursulețul? Da! L-ai luat cu tine, da?
Bine, puiule. Ne-am oprit să alimentăm. Eu mi-am schimbat bluza pentru că mi era super incomodă. Ce e acolo, mami, motorină? Și intrăm să luăm cafea, să iau, să luăm ceva și plecăm mai departe. Avem drum de făcut. Didi, nu ți-e somn? Nu faci nani? Nu încă? Dragilor, noi coborâm Pride-ul, dar e atât de frumos, abia s-a luminat acum și am vrut neapărat să mă opresc un pic să filmez, să vă arăt și vouă cât de frumos este. Vine o mașină. Să treacă mașina și vă arăt. Deci este atât de frumos, abia s-a luminat un pic de câteva minute și am zis să vă arăt atât de frumos, nu știu, nu se poate reda cu ochiul efectiv cât de frumos se poate vedea. Bună dimineața! Filip doarme acolo în spate. Este ora 9 și noi suntem în Sighișoara. N-am venit niciodată aici, eu sunt fascinată. Eu sunt așa, wow, deci mi-mi place foarte mult. Îmi place mult așa ca oraș. Mi-am dorit de foarte mult timp să ajung aici și eram în trecere pe aici și m-a întrebat Rares dacă intrăm și am zis că clar că intrăm. Și eu eram ceva de genul că uite, Rares, doamne, uite cât e de frumos, uite, și că da, văd, e prea multe culori, prea țigănesc. Soțul meu. Așa e. E adevărat, e superb, deci nici nu știu în ce parte să mă uit, e atât de frumos. Bineînțeles, Filip încă doarme, iar eu am coborât, vreau să mă plimb puțin. Rares mi-a zis să cobor singură, că stă el cu Filip ca să doarmă, iar eu o să cobor puțin să filmez și bineînțeles că vreau să vă iau și pe voi cu noi, cu mine. Nu știu dacă ați fost în Sighișoara, sunt foarte entuziasmată, ador, efectiv, ador, numai că e foarte, foarte frig, foarte frig. What a night, people dancing in slow motion.
Eu mă plimb pe străzi aici, în Sighișoara. Bine, nu știu unde încotro mă duc, mă plimb singură, dar apreciez așa tot ce văd și voiam să văd cât de frumos poate să arate așa un optica medicală pentru consultații la ochi. Cât de frumos arată și ce frumos este decorat. Am intrat la o cafenea și mi-am cumpărat un cappuccino și stau să-l beau aici pe bancă pentru că Rareș încă e mașină și Filip încă doarme și am zis să profit puțin, așa că îmi beau cafeaua în acest loc. Am să văd când ajung la mașină dacă mai mergem pe undeva, pentru că eu pe aici pe jos m-am dus așa și m-am plimbat. Dar nu am ajuns în zonele pe care le-am găsit, m-am uitat așa puțin pe internet și am văzut câteva zone superbe, dar nu am ajuns eu acolo pentru că m-am plimbat pe jos. Și e destul de greu de mers pe jos, că e piatră cubică și eu am ghetuțele și a și plouat. Dar momentan, ia uitați și voi cât de frumos se vede, după părerea mea, nu știu, mie mi-este foarte drag. Mi-am cumpărat un cappuccino și e atât de bun, e atât de gustos, e foarte, foarte bun. The Ben, așa se numește cafeneaua și era foarte drăguț înăuntru, am vrut să filmez, doar că era un cuplu în fața mea și nu prea puteam să filmez că nu se vedea de ei, dar așa cât de cât tot am filmat. Mie îmi place foarte mult, adică e foarte frumos, într-adevăr. Na, într-adevăr nu-i pe gustul tuturor, dar mie îmi place mult de tot. Mă duc la mașină să vedem ce zice Rareș, dacă mai stăm pe aici sau mergem spre Sibiu, unde și trebuie să mergem noi de fapt. Vremea, nu vă mai spun cum este, este frig, este ceață, știam că așa e vremea toată săptămâna la Sibiu și de fapt cred că în toată țara. Așa că din păcate nu avem noroc de vreme foarte bună, dar e foarte frumos chiar și așa. Filip doarme. Rareș doarme. Am ajuns la mașină. Filip încă doarme. Vreau să mergem mai încolo pe undeva. Să vedem dacă mai găsim un loc. Numai că noi avem și o platformă după noi. Ca să punem ce avem noi de cumpărat. Și sper să mai găsim loc de parcare. Home with
S-a trezit acum Filip și avem cu noi și ursulețul. Am luat cu mine detergentul pe care l-am primit și balsamul ca să fac niște poze, pentru că trebuie să postez pe rețelele de socializare niște poze și m-am gândit să le fac acum. Filip și-a luat cu el ursulețul pentru că e prietenul lui și a promis că-l ia cu el la Sibiu. Didi? Bună dimineața! Te-ai trezit? Te-ai odihnit? Noi acum suntem în Mediaș. Mai avem foarte puțin până la Sibiu, foarte puțin. Și abia aștept să ajung. Nu știu cum să fac, mă tentează să fac două vloguri. Am filmat până în momentul de față vreo 15 minute și mă tentează puțin să fac două vloguri și să fac un vlog cu ce am văzut pe la Sighișoara, cu ce am făcut și ce am filmat de dimineață. Și să mai fac un vlog de la Sibiu, dar nu știu cum să fac, nu știu cum o să le împart, dar văd eu. Ce frumos se vede! Să fie centru pe aici? Se vede tare, tare frumos! Sometimes I picture how life could be in Paris or New York or Shanghai. But you know what they say, East or West. Încercam și o să vă filmez ceva drăguț aici. Mai filmează dacă mai poți. Ce frumos este turnul acesta de aici. Golden sunlight as the city wakes. Oh, my love for you will never fade away. 5 a.m. as I say. Bună dimineața. Nesucule mic, hai să intrăm la Lidl. Mergem la Lidl? Tata, mama. Da, tati a parcat mașina. Tata. Luăm și pe mormor cu noi. Noi am venit la Lidl. Nu știu exact ce luăm. E curat acolo? Nu. Vreau să merg eu la baie și am zis să ne desmorțim puțin. Da, mami, curat aici. Să ne desmorțim puțin și n-am putut să intrăm fără mormor. E ud, mama, da. Da, mi-am luat și masca. Hai să mergem, hai! Pișcoțelule, n-am putut să intrăm fără mormur. Apa acolo, da? A plouat, mami. A plouat. M-a pus să intru cu ursul și nici măcar nu s-a uitat la el. Tot eu l-am ținut. Am luat câte un chefir. Eu aici am luat un croissant și un melc cu brânză Gouda. Iar aici băieții și-au luat câte o gogoașă. Asta o să mâncăm noi acum de dimineață. Plus că ne-am băgat la și am alimentat. Am luat niște biscuiți ras de la Croco, o pungă de pombar și niște sandvișuri cu ton. Două sandvișuri cu ton. Unul l-am mâncat acum pe la vreo 6, cred. Și am băut cafea, eu nu beau cafea pe stomacul. Și acum o să mâncăm, eu o să mănânc un croissant cu un chefir și Filip gogoașă, că na. Da. Cam așa arată sandwich-ul cu ton. Ton, salată, ceva brânză, porumb. E destul de bun, dar nu. Adică e bun, e bunuț. Acesta este de la Auchan și a fost 12 lei, de fapt. De fapt, e un singur sandwich, dar tăiat așa în două bucăți.
Noi mai avem 17 km până în Sibiu. Sincer, mie mi se pare superb drumul până la Sibiu. Într-adevăr, căsuțele foarte colorate, așa, nu le-ai vedea prin alte zone, adică sunt cumva și specifice lor, dar mie mi se pare atât de frumoase și de interesante. 17 până în Sibiu, imediat ajungem, doar că plouă, nu știu cum, poate în Sibiu nu mai este vreme așa, dar din câte ne-am uitat noi la vreme tot așa se anunță. Da, mai mult burează, așa, nu știu cum să spun. A little different than all the rest. I'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that. Noi am ajuns în Sibiu, acum am intrat în oraș. Mă rog, acum intrăm în oraș. O să mergem să ne întâlnim cu persoana de la care trebuie să cumpărăm noi polistirenul pentru încălzirea noastră în pardoseală. Motivul pentru care am venit de fapt aici. Și apoi eu o să închid vlogul ca să fac de un vlog să-l postez astăzi, marți. Și apoi să încep un nou vlog din Sibiu. Ca să împart așa în două, să fac un vlog cu ce am filmat de dimineață de când am plecat de acasă prin Sighișoara și apoi să filmez un vlog separat, să vă arăt și cazarea. Filmăm și prin Sibiu, vedem ce mâncăm, unde mâncăm. Așa că vă mai filmez acum câteva minute, după care o să închid vlogul. Ca să încerc astăzi să-l editez, cât îl culc pe Filip eventual la amiază sau cât doarme Rareș, să vedem cum fac. Sper să reușesc să prind o portiță, să spun așa, ca să pot să filmez puțin, să pot să editez, să stau să editez vlogul. Noi am ajuns în cartierul în care trebuia să ajungem să luăm polistirenul. Sunt super impresionată de periferia orașului, să zic așa, pentru că niște case tare frumoase, superbe, cu au curte mare, foarte, foarte faine. Asta e mingea. Ai văzut o minge? Acolo? Acolo e mingea. Poate o minge. Da? Rareș acum s-a dus să vorbească cu doamna, este soția domnului cu care am vorbit noi. Și așteptăm să vină. Rareș, am vorbit să lăsăm remorca la domnii de aici și să o luăm mâine când plecăm de aici, ca să nu ne ducem cu ea după noi prin oraș și așa mai departe. Foarte amabil. Domnii au fost de acord să o lăsăm aici, în curtea lor. Așa că, da, mergem să ne cazăm. Să vedem exact și la ce oră ne putem caza. Să facem check-in-ul la cazare. Cine vine? Da, plecăm acum. Ne plecăm acum și o să încarcem mâine când o să venim să o luăm. Și gata. Mergem, tati, trebuie să mergem să vedem la ce oră putem să ne cazăm. Este 1:20, da, să sunăm. Ce case frumoase pe aici, superbe. A little different than... Dragilor, noi am ajuns la Sibiu. Vrem să adică am parcat mașina, s-a dus Rareș să plătească parcarea. Și acum vine. O să închid și vlogul aici. Eu o să închid vlogul aici și o să încep altul imediat, ca să mă împart, să nu fac un vlog foarte lung și să postez și asta și mâine. V-am pupat cu drag și vă aștept în vlogul următor. Deci,